Bine ați venit la conferința de presă a Universității Craiova, conferința de presă premergătoare partidei Concordia Chiajna, pe care echipa noastră va disputa joi pe stadionul din Concordia. Alături de mine, antrenorul principal al Universității Craiova, domnul Davis Mancea, împreună cu Tiago Ferreira și doamna Florentina, care ne va ajuta cu traducerea. Am să le dau cuvântul pentru a vă spune câteva cuvinte legate despre acest joc, apoi așteptăm întrebările dumneavoastră. Mister? Nu, este un meci dificil pentru valoarea echipe, valoarea Concordia, dar și pentru vreme, care este particular în acest period, și pentru gazon, care este diferit de normal. Dar nu sunt scuze. Tiago, să mulți vă dăghi. Va fi un match foarte greu, un teren foarte greu. Trebuie să suntem foarte competitivi și foarte agresivi, trebuie să castigăm acolo. Întrebări. Nu este microfon. Nu, este un echipă dificil, pentru că eu cred că am luat în acest perioadă puțini puncte, dar este foarte greu că prendono loro, prendono gol. Iau gol. Am văzut, nu? Am pierdut doar 1-0 cu CFR. A fost un meci pentru mine foarte echilibrat. Am castigat cu FCSB. Este o greșeală dacă vedem doar numărul de puncte. Mă îngrijorează pentru că ei sunt pe locul 13 retrogradabil. De fiecare dată când ar fi venit echipele de pe locul 13... Pa, nu știu! Da, nu știu acest lucru. A fost mai bine dacă continuăm nu saberlo. Să continuăm să nu știem aceste situații. Nu. Eu cred că, repet, este un meci dificil, dar avem noastre, sigur, avem calitate pentru castiga acest meci. Va fi Iaut, Doncor și Mitrița. Doncor sunt... Nu, Chelice este... Ba, Mitrița este suspendat, dar probabil n-a fost... Abile? Pronto? Pregătit pentru juca, pentru că are o glezna așa. Probabil, nu știu ce s-a întâmplat. La simulare, nu? Eu știu că are glezna așa. Va avea pentru voluntari? Aia, sper. Dar s-a antrenat un puțin, azi, doar un puțin. Vedem. Ce arbitru ați preferat mâine între... Nu. Nu știu. Nu știu. Eu nu vreau să vorbim de... Pentru că nu este o luptă dintre mine și arbitrii. Nu este nimic, nu vreau așa. Am zis doar că a fost un puțin, nu a fost normal ultime trei meciuri cu foarte multi galben și mai puțini falturi, nu? Dar nu este un problemă, nu este un problemă pentru noi arbitru, pentru noi trebuie să fim pregătiți pentru meci. De ce se mai teamă de un penalti pe care îl dă arbitru echipei adverse, dar un penalti pe care îl dă pentru Craiova? No, dacă avem penalti, dacă sunt penalti, pentru mine nu mai e un problemă. Dacă sunt penalti, eu sper că sunt mai multi pentru noi decât pentru adversari. Dar dacă penalti e, nu e un problemă pentru mine. Eu cred că avem giocatori pentru da gol din penalti. Cum ai rezolvat problema penaltului? Vom vedea. Când vom avea penalti, vom vedea cine șutează. Sezonul trecut ați câștigat la ultima fază. Da. No, în acest perioadă de campionat
este un puțin mai greu. Eu cred că valori echipe sunt un puțin mai echilibrate pentru condiție vremei. Eu cred așa. Dar pentru mine e important că echipa merge, vrea să castige meci. Pe vremea asta este bine că se joacă pe un teren sintetic? Nu vă e frică că în gheață și terenul sintetic ar fi să oprească campionatul? Nu știu. Nu sunt, pentru mine sunt importante. Este important că meci sunt meci de calitate, cu spectacol, și că este foarte important la salute de giocatori, sanitate giocatorilor. Aceste doi lucruri pentru mine sunt primii doi lucruri care trebuie să considerăm. Asta înseamnă că sunteți de acord și cu consiliul care spune că ar fi bine să întrebăm. Da, nu. Am zis părerea mea de săptămâna trecută, dar este doar părerea mea. Pentru că pentru mine este mai bine dacă condiții sunt bune pentru jucători. Pentru că nu ne găsim doar de teren, dar probleme este altri probleme. Inspirație, probleme. Nu este simplu. Pentru mine este, dacă condiții sunt mai bune, eu cred că este mai bine pentru spectacol. Este și o presiune suplimentară, ținând cont că echipele din frunte câștigă înaintea noastră? Da, este un moment puțin particular, nu? Pentru că înainte jucam noi de vineri și după altre echipe. Acum este contrariu. Noi trebuie să ne gândim doar de lucru nostru, de munca noastră, de rezultate noastre. După vom vedea cum va fi clasamentul. Ultima etapă din an de juca prim. Veți deschide etapa. Vor lupta ei ca să depășească. Așa este. Calendarul este. Așa, nu e un problemă. Repet, problema pentru mine sunt condiții mai bune pentru juca fotbal, pentru spectatorii. Am văzut că normal, cu această vreme merge mai puțini spectatori la stadion, dar cred că este normal, pentru că nu este, când eu sunt în banca în acest perioad, este foarte fric. Mulțumit cu recolta de aseară de la Gala Fotbalului Românesc, 4 trofee. Da, sunt mulțumit, pentru că dacă jucătorii mei castigă ceva, eu cred că trebuie să lor sunt mulțumiți cu echipierilor lor, pentru că eu cred că când un jucător castigă ceva, meritele sunt de toată echipa. Da, sunt mulțumit. Ce trebuie să întâmple ca un român să-l vedem în primii 30 de fotbaliști numai îndrăzat în Palonul de Aur? Ah. Sau vedeți un român nominalizat în acea serie de jucători? Nu știu. Trebuie să... Sunt jucători care are potențialitate. După teren vorbește. Dar calitate... Metrița este jucător meu, pentru mine, toți jucătorii mei sunt cei mai buni. Nu este problema. Poate fi nominalizat la Balonul de Aur? Toți jucătorii mei pot. Pentru că sunt cei mai buni mei jucători. Da, puțin. Mai bine când joacă în teren normal, dar nu e scuze pentru meci. Trebuie să câștigăm. Așa. Fără scuze. Nu. Trebuie să câștigăm toate meci, nu revanșă. Doar jucăm pentru câștigăm. Faptul că în ultima vreme nu ai mai fost titulat, am întrebat mai mult. E greu pentru jucătorii când nu joacă. Trabalul meu se mă antreneze bine pentru antrenor când decide că o jucăm, că am pregătim pentru
pentru jucar bine. Doar. Așa. Nu este simplu pentru mine când eu nu pun Thiago în teren, dar eu pot spune că este un jucător, este unul dei giocatori foarte profesional. Pentru că acceptă decizie, trebuie, normal, cu antrenament. Se antrenează foarte bine, așa este. Pentru mine așa este un jucător foarte profesional. Thiago, pe ce loc crezi că terminați campionatul în 2018? Nu știu, vedem. Vrem să se întâmple mai sus posibil. Vedem. Cum ți se pare arbitrajul român? Deci bune și rele. Comparativ cu Portugalia, poate ce cum e la fel, peste tot. Sometimes have mistake, are greșeală, normal. Cum toți jucătorii are greșeală, normal. Se fotbal. Nu vreau vorbesc asta. Bine, văd că merita balonul de aur sau vrea ca cineva? Pot merita. Da. La anul pe viitor, trainerul România, nu a fost planic la FCSB. Da, sunt decizii de din cineva. Nu vorbesc. Dar te bucur că am avut și fundașul și atacantul României, criminalitate, Mihai Ștefancu. Da. Și meritam de castigam și... Sunt foarte mândru pentru ei. Apropo de asta, da, normal, castigat campionatul. Normal. Ai câștigat cupa? No, la câștigat campionat este cel mai important, normal. Nu. Pentru mine este... A făcut una treabă foarte, foarte bună anul trecut. De aceea, apropo de câștigarea campionatului, ce părerea de ideea, propunerea de Gică Hagi, care spune că România, pentru faptul că a câștigat odată cupa campionilor, pentru performanțele celorlalte, eu cred că Gica are 100% de dreptate. Am auzit, am citit. Pentru mine are 100% dreptate. Pentru că eu cred că această situație permite pentru tot fotbal românesc să crească mai mult. Pentru că, pentru exemplu, sunt țare cu 4 echipe în grupele. O să mă puneți rău. Nu e o problemă pentru mine. Pentru mine nu e... Eu zic ce cred. 4 echipe în Liga Campionilor sunt mai multi bani per toate echipe în acel campionat. Pentru că sunt mai multi TV, drepturi și sponsori și premii de UEFA, e normal. Și după acei bani sunt în interior țară. Pentru că dacă un echipă joacă în Liga Campionilor, probabil se poate gândi de giocatori de echipe normal intra acela tara și luan... Iau giocatori de altre echipe. Este pentru economia fotbalului este mai bine așa. Eu cred că pentru lupta cu toate cele alte trebuie să România și cele alte țare care nu are echipe trebuie să fi pus în de condiție pentru lupta. Acum nu este mai greu pentru aceste rezone din început. Așa este pentru mine. Trebuie să fie așa. Pentru că e normal că o echipă aici poate lupta cu echipe în celălalt de asemenea nivel. Așa este. Ați auzit că UEFA vrea să intervină acum
Da, nu știu, eu cred că este trebuie să țare cum e România și ea, are echipe în competiție europene. Pentru că în acest mod poate lupta la acest nivel. Acum, e normal, te mergi cu eu vorbesc de echipa mea, mergi cu Lipsia, vedem potențialitate Lipsia economică și de ce? De ce așa? Când am vorbit de săptămâna trecută de level, echipe, pentru aceasta este motivație. Nu pentru că am vorbit că pentru mine acum fara la fel posibilitate, ok? Pentru mine, campionat românesc, nivel merge în sus și am vorbit de un'altra țară, merge un puțin în jos. Ok? În nivel, dar potențialitate economică nu sunt la fel. Am mai multe posibilitate în altre țare. Nu este normal pentru mine. Pentru mine trebuie să România vine considerată în același nivel. Pentru lupta. Așa este pentru mine. A castigat diferența, eu cred, un jucător enorm, a fost campionat mondial, eu cred, ori un jucător de Franța sau de Croația, dar cine a castigat Liga Campionilor? Real Madrid, nu? Eu cred, da. Nu știu, probabil Thiago prefera Ronaldo pentru că... Pentru mine este important cum va fi în mai, nu acum. În mai? Vedem, vom vedea. Vom vedea în mai. Se schimbă multe lucruri. Fino, până la mai. Sorin, când la echipă? A? No, lucruri în general. Anul trecut, Treaba, anul 4, 3 ani, a putut să participe în cupele europene și n-a fost lăsată, anul trecut pe locul. Și acum poate fi pe locul 3? Sper că are dreptate. Mulțumim. Mulțumim.